Bă, vere, se mișcă puiul, nu se... Bă, se mișcă puiul, bă! Așa, calilor, ce faceți? Băi, când filmezi eu, asta este ziua muncii, adică atunci să muncești, unul mai fericit, unul mai trist când muncești, adică eu. Să vă pun așa o întrebare, voi mai mâncați fast food-uri de astea, KFC, McDonald's, știi că? Ce mai mâncam, nu zic nu, dar după clipul de azi nu cred că mai mâncăm niciunul. Dacă vedeți asta, mai avem 10.000 de abonați și facem 1.500.000 de abonați, așa că poți să te abonezi acum, să zici la prietenii tăi și la gagicuța ta și la mătușica ta. Cum aveți 10.000, bă, un nou prag. Dacă reușești să nu borăști în clipul ăsta, să dai un like. Să facem 20.000, să-l bagi la recomandat YouTube, da? Hai să vedem cine borăști primul. Primul clip este despre burgerul de la McDonald's, da? Cum este în reclamă și cum este în realitate. Uitați-vă la că ce baban este. Deci este regele burger și ăsta, uite-l alea, în realitate. S-o supăra burgerul, ești prost? S-a făcut mic. E trist burgerul în realitate, să mor. Asta mâncăm, bă, în realitate. Unde ai văzut, băi, veri să arate așa ceva? Asta ce înseamnă asta? Cinnamon melt? Nu știu ce înseamnă. Chiar nu știu ce înseamnă cinnamon. Asta ceva cu scorțișoară. Da, zici că e borală în dreapta, să mă... Nu. Bă, ce asta, bă? Bă, s-o negrit de supărare, bă, dar ce înseamnă cinnamon melt? Dar uitați-vă la acești cartofiori pe care arată bine, ce zic, în reclamă chiar arată bine. Și în realitate sunt oarecum buni, dar nu zic nu. E, da, ăștia sunt cartofi. Mama, vreau și eu cartofi la McDonald's. Stai, bă, cu minte că avem cartofi la McDonald's acasă. Cartofi la McDonald's de acasă. Bine. Îți dai seama, cartofii ăștia erau frați cândva și unul a ajuns să fie tăiat cartoful să fie așa frumos și altul e așa trist și plânge în punga asta cartoful. Băi, pe unii îi tratezi așa, îi faci frumos pentru reclamă și pentru alții. Ia uite, bă, aici să mă bată. Nu te mai uita, mamă, la asta, că borăști și mama, borăști și eu. Borăm împreună aici. Băi, nu se poate. De ce arată așa frumos în reclamă și în realitate este așa de... Are depresie burgerul, pe bune dacă nu. Grilled chicken salad, da. În caz că ți-ai să arată, mai bine ți-ai burger, cred că să mor. Pe bune dacă nu. Auci. Mhm. Hai că, bă, n-arată rău, nu? Adică, ești prost, eu am aici gazonul, cred că se vede și pe geam, că nu-i tuns. Mă duc și-mi iau alea, că rup iarbă și mănânc eu. Dar mănânc de la mine, deciți-mă, mai dau și bani la McDonald's. Lasă că am eu iarbă de-asta în curte, cum au pus ăștia aici, am și eu. Vreau să vă întreb așa, ce alegeți dintre McDonald's și KFC? Vă rog frumos să lăsați un comentariu, citesc toate comentariile și dau inimă. Dacă ar fi să aleg, o să aleg KFC. Sincer, am mai mâncat KFC. Bine, după clipul ăsta am zis că nu mai mănânc, dar la Mac chiar am mai mâncat veri de mult timp, de foarte mult timp. Noi, după ce văd aici, uite, Mac chicken, unde e chicken-ul, veri? Chicken-ul, nu, unde e chicken-ul? There is no chicken. Ce e ăsta? Schnitzel? Păi ăștia fac schnitzel de ăsta. Dar unde e chicken-ul? Unde e chicken-ul din McChicken? M-am înfierbântat la tăl, băi, veri, nu se mai poate. Trebuie să-mi dau să-i dea. Băi, căutam McChicken-ul din McChicken, nu mai McChicken. Ia să vedem totuși cum este făcut un burger de la McDonald's. Ia să vedem. Ok, angajatul, ia să pune în scârbă. Pune frumos, că dacă îți saltoiesc una peste capul ăla, uite-l acă cum îi pune. Deci mie îmi face așa ceva, mie ăsta mi-a făcut așa. Uite de unde mi-a din capăt, de acolo, din zama aia. Cum să-mi pui veri așa ceva? Ce-mi pui veri ăla? Nu se poate așa. Băi, lasă-ți, degeaza mi-a făcut în scârbă. Uite cum îl împachetează verica la... Bă, băiatule, bă, cu mâna plină de ulei și mi-l dă acasă mie. Mie mi-l dă acasă pe ăsta. Nu se poate așa ceva. Deci uite-o alea cum aruncă în scârbă, băi, ceapa aia. Bă, tu a plantat ceapa aia 7 luni de zile și tu mi-o pui în scârbă la McDonald's acolo. Că nu se poate, bă, asta mâncăm, asta suntem. Mmm, dar ce-ar merge în McChicken acum? Totuși, așa, ar merge în McChicken acum. Pot să jur că sunt unii care se uită la clipul ăsta și mănâncă efectiv Mac și zic, mamă, ce scârbos. Sau sunt alții care se uită la clipul ăsta și fac, mamă, bă, ești nebun? Și dau scroll așa în jur. Bă, ești nebun, asta mâncăm noi de fapt? În fine, mă duc să-mi iau un KFC. Nu le-am în ordine, dar v-am întrebat la început ce vă place mai mult, KFC-ul sau McDonald's-ul. Acum trecem la KFC, să vedem alea că ce se întâmplă cu KFC-ul. Acestea sunt aripioarele Mr. Krabby, sigur că da. Și ce le pune aici? Le pune la o mașină de... Nu pot să cred. Veri, vo... Veri, nu se poate. Veri, nu. Nu, nu mănânc așa, nu mai. Băiule... Băi, verișoare, mi se face rău, pe cuvântul meu, dacă mă uite și scuip din gură, dacă nu mi se face rău, băi... Bă, veri, nu se...
O strica frate mi golful, da? I-o dat jos baia aia de ulei. Bă, veri, nu a ieșit din baia de ulei de la mașină, veri, atâta ulei cât iese din aripi arli KFC Mr. Krabby, foarte bun. KFC Chicken Press hidraulic press 15 liter oil. 15 litri la... Băi, nu încap în golf atâta, veri. Deci eu în golf puneam 4 litri și o leacă de ulei. Atâta intră, veri, într-o mașină și merge mașina aia 10.000 de kilometri, veri, cu uleiul ăla. Și asta mănânci aripi arli, mănânci odată, veri. Bă, nu se poate, bă. Ia să vedem ce aici despre McDonald's. A, cu cartofi, nu? Cred că e aia, că asta e porții mică sau mare. Deci aia asta e porții mică. Și asta e cum a venit porția mare. Și ei mi-o pun și la porții mică și la porții mare. A, nu, aia e porții mică. O pus-o în porții medium. Și acum o pun în porții mare. Nu se poate așa. Nu o să. Deci ăștia nu cred că mă fraieri. Deci eu mai sunt și hap, sunt eu, mi-au mare când văd, îmi iau. Nu pot să cred. Porție cartofi McDonald's. Să văd cât costă, să văd câți bani am pierdut la viața mea. Ia, cartofi și sosuri aici, s-a terminat. Deci cartofi prăjiți porții mică 6 lei. Pe lângă că s-au făcut 6 lei o porție de cartofi. Băi, cu 6 lei înainte mâncai 2 zile, ca idei. Și o porție mare este 12 lei, că nu mai. Deci asta e marketing, deci dublu, da? Deci pe mine ăsta mă fraierit dublu de bani. Nu se mai poate. Deci știți cum mă simt în momentul de față? Ia să vedem ce-i asta. Bă, veri. Bă, veri, se mișcă puiul, nu se... Băi, veri, nu se poate, se mișcă puiul, s-o terminat. Bă, se mișcă puiul, bă! Bă, veri, fuge puiul din farfurie, nu se poate, veri, ce înseamnă asta? Doamne, ce deranjant este ochilor. Mamă, se mănânce asta, veri. Veri, să-ți pleci puiul din farfurie când îți pui... Să-ți pleci puiul ții din farfurie dacă nu. Nu se poate, veri. Doamne! Mamă. Asta e editată video, vă dați seama, dar sunt de alea, adică mai știu videoclipuri că am văzut, sunt de carnea, mai are contracții de alea, știi? Și când o tai, sare carnea așa, veri. Deși e moarte, dar mai are o contracție de aia, un nerv, știi? Și sare carnea. Dead meat moving, ia să vedeți aici dacă nu. Uite-lea, că ia uite-lea, ia uite-lea, uite-lea cum face carnea, veri, nu se poate. What the fuck? Dar cum Dumnezeu? Nu, deci dacă aș vedea așa ceva, nu, se termină cu mine. Deci eu nu mai mănânc, nu, să-mi facă peștile așa, facă peștile. Deci dacă mie, eu îmi pun pește să mănânc și mie îmi sare peștile și-mi pleacă în lac și-mi minoată, eu s-o terminat. Păi ce să zic, poftă bună, veri, ia uite, uite. Nu cred, nu cred, nu cred, mi se... Mamă, să sare șarpele, nu, 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 m-am dus în altceva, m-am dus în alt clip. Bă, nu, nu, nu e ok. Sare peștile, să vezi că sare. Haide peștile, ce faci? Zi peștile, ce faci? Nu mai, nu mai, nu mai, nu mai. Deci mi-a sărit toată, veri, dacă mai aveam vreodată o poftă. Nu mai, să mă cheme puiul la el, să-mi fac așa, nu mai. Să-mi fugă puiul de pe tocători, de pe fundul ăla, că nu. Deci cum e asta, new phobia shift. Deci eu acum am o nouă fobie, de carne mișcătoare. Deci să bag eu așa furculița, veri, de ce am o furculiță aici, nu știu. Să bag așa furculița în mâncare, să văd că bag puiul în gură și îmi pleacă puiul, veri. Îmi sare puiul de pe furculiță. Continuăm din nou de la Mac, că jonglăm așa, să vedem care e mai prost, e bun, dar nu. Ia, veri, ce s-a întâmplat, mă, cu pâinea asta? Ce are femeia asta? Eu n-am căștile sau, dar cred că îmi dau seama. Ia uite, veri. Bă, veri, eu dacă e atră, eu dacă e troi, nu se poate, e carton pâinea. Bă, uita, mă, o dată aia din reclamă, veri. Eu dat cartonul ăla din reclamă, veri, să mănânci. Uite, veri, să-ți comanzi McChicken, să primești McCroc. La jumătate de preț, primești McPiatru. A, uite-l, veri, ăsta e McWater, să mor eu dacă nu... Mamă, McSlime ăsta, ia uite-l. Nu, că dacă vreți de ăsta, îmi aduc golful, îi las service. Dar vă pun eu ulei, veri, în mâncare, dacă vreți. Vă iau din golf. Vă mai trebuie? Vă mai trebuie? McOil, McCroc? Ia să vedem ce tricuri despre mâncăruri mai avem aici, da. Nu, nu să... Ce, bă, era oală? No, bă, nu cre... Bă, las-o, nu, bă, nu pui spuma de la burete în cafea, nu. Bă, să mai văd o dată, dar asta n-am văzut în viața mea, ok, asta hai că mai e plauzibilă. Ce, bă, să stori spuma de pe burete, să o pui în cafeluță. Bună dimineața și spor la cafeluță, ce să zic. O cafeluță digestivă am putea spune, că dacă ți intră detergentul ăla în cort, te curăță, veri, și de esofag, și de ce mai ai tu pe acolo. Îți curăță colonul, știi cum te spală, Dero, te rupe acolo, veri. Unde te duci, veri, să ții ceaiuri de alea de digestiv? Bai, bă, Dero, puniți Dero în cafeluță și spor la cafeluța digestivă, cum s-ar spune. Să vă întreb, mai aveți încredere în vreun brand ăsta de mâncare? Mai aveți încredere să mai luați ceva sau ni punem toți o roșie și o ceapă în curte și mâncăm? Că eu nu mai vorbesc eu, care v-am zis, dacă aveam ceva roșie era direct angajat McDonald's să mor acum. Dacă nu faci 20.000 de like-uri clipul ăsta, cred că mă duc o zi la Mac, nu o zi, o lună cam așa. Secrete despre fast food-uri, ce aia, băi, clătită?
Băi, veri, îmi puni carton piclătită să-mi o înalți? Nu se poate, îmi puni carton piclătită să-mi o înalți și ce? Îmi puni! Bă, veri, ăsta, o pus ulei de mașină piclătită, veri, nu se poate, nu se poate, nu se poate. Deci eu nu pot să cred că ăsta nu-i sirop, e efectiv ulei de mașină, nu se poate. Bă, veri, mi-a trecut pofta, veri, de tot. Da, veri, pe ăsta l-am mai văzut așa acum. E la carton, că brânză sigur, nu-i, deci make-up sponge. A, e, se mănânc bureți. Mănânc bureți, mă duc în pădure verde dacă vreau bureți. Nu pot să crede, deci este... Nu, deci mi-a dat, mi l-a pictat verde, dar mi-l desenez eu acasă verde. Jello, ce e la Jello? Jello, gelatină? Ce asta ce ulei de la... lipici, lipici. Glu prevenți cereal, lipiciul previni cereale să fac așa moișe să se înneci, sigur. A, și le pun în lipici. Nu, că lipiciul nu li face asta. Nu, lipiciul li face gustoase, bun, li face, le dă proteine lipiciul, asta face. Sigur, puneți acolo detergent, uite, pune-i mănâncă detergent acolo, sigur că da. Da, da, da. A, și pui lipici ca să nu sară asta, da. Asta am mai văzut-o, știu că am mai văzut-o, că lipești puiul, sigur că da. Mamă, bă, nu pot să, nu pot să cred că mă uit la un clip unde una lipește un pui. Deci nu pot să cred că-i pune ce ăsta, ulei de motor, diesel, ce ăsta? Să pun Mr. Proper, ce-mi pune acolo, să-mi facă puiul mie. Dar știu că la pe ăsta, știu că l-am mai văzut acum vreo câțiva ani. Băi, na, ce asta, spumă de ras? Să mi-o dea și mie o leacă, veri, dacă nu, ce faci aici? Oh, să mănânci mi prăjitură, veri. Prăjitură cu spumă de ras. Poftă, iau ce bine arată, dar pe bune dacă nu iau ce bine. Ce-ți mai pui, veri, lapte, îți faci tu cu smântânică de gătit? Pune, veri, spumă de ras, ai făcut 2 în 1. Te-ai făcut, te-ai aranjat frumos pentru o domniță și i-ai dus o prăjitură. Știi cum însă acum, că sigur și eu sunt clasicul ăla, nu de om. Hai zic de român, clasicul ăla de român. Bă, vă zic, doamne, feri, nu se poate, domnule. Deci este o mizerie, nu se mai poate veri. Săptămâna viitoare mă duc și mi-au așa 3 meniuri de alea babane. Când te lovești pofta, da băi veri, da, mi-au fost și mie poftă odată la ceva timp, n-are nimica. Cam ăsta a fost clipul, sper că v-a plăcut clipul, că mâncarea poate nu v-a plăcut. Revenim în fiecare miercuri și sâmbătă la postaj și nu uitați că postăm foarte mult și pe canalul de gaming, fraților, cu Minecraft. Facem 300.000 de abonați. Am lansat server veri de Minecraft, puteți să intrați să vă jucați cu mine când facem live. Este nou în premiu, mergeți de pe telefon. Canalul de gaming veri, Niculeț, aveți în descriere. Și încă o veste foarte specială, ci acum am amintit când vedeți voi asta miercuri. Modus Nick 20 pe Fushop, 20% reduceri. Ci, Giz Niculeț, mai faci de astea? Da, fraților, pe fiecare 3 a lunii avem o săptămână. Băi, Giz Nick 20, așa că luați-vă ceva pe frumos. E ceva lumă mica ta. Lugagicuța, ia ceva pentru tine, niște șosete, că alta li-s rupti. Mersi mult că m-ați urmărit și eu ce să vă mai zic, ca de fiecare dată. Beți apă multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat!